Bună ziua, dragi telespectatori! Ne aflăm pe stadionul Cetate din Alba Iulia, unde îl avem alături pe antrenorul de fete, domnul Gabriel Avram, de la Clubul Sportiv Unirea. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule antrenor! Bună ziua, bine v-am găsit și eu! Vreme frumoasă, tocmai v-a plecat fetele, ați avut antrenamentul de dimineață. Vreau să vă întreb, pentru început, cum ați început dumneavoastră să vă axați pe acest sport? S-a întâmplat prin 1985, când un post de antrenor a devenit vacant, un post de antrenor cu un sfert de normă, cum era atunci, iar antrenorul titular, Laurențiu Popescu, de la Clubul Unirea, m-a chemat să vin să-l ajut în depistarea și, mă rog, inițierea în probele de marș a sportivelor, el fiind foarte mult timp plecat în cantonamente. Eu am acceptat, am venit cu data de 1 ianuarie 1986 la Clubul Unirea, eu fiind profesor la actualul Colegiu Tehnic Alexandru Domșa, fost liceu industrial numărul 1 pe vremea aceea. Și după masa, deci după ore, am venit să-l ajut în meseria asta de antrenor. Ulterior, el a plecat din club în 1989, i-am rămas să duc mai departe munca lui și mi-a plăcut. Ulterior au venit și performanțele, am prins microbul acesta și am continuat până în ziua de azi să rămân atât la Clubul Unirea, cât și la catedră. Acum 2 ani m-am transferat la liceu sportiv. Deci lucrez în ambele instituții, profesor titular la liceu sportiv și cu jumătate de normă la Clubul Unirea. Deci, în anul 1986... Din 1986 sunt și antrenor, pe lângă funcția de profesor. Vă invit să facem o scurtă plimbare pe pistă și să mai discutăm astfel de subiecte. Dumneavoastră, din tinerețe, ce sport ați practicat? Da, eu am absolvit liceul Nicolae Bălcescu din Cluj, care avea secție sportivă, deci am practicat atletismul încă din clasa 5-a. Până la terminarea liceului. Am urmat Facultatea de Educație Fizică din Cluj, de la Babeș-Bolyai, și am ajuns după aceea cu postul în Alba Iulia. Eu, fiind din Cluj, mă rog, n-aveam o legătură cu Alba Iulia, dar cum erau atunci vremurile, a trebuit să mergem acolo unde am fost trimiși. Am ajuns în Alba Iulia. Aici, într-adevăr, tradiția locală era mai mult în atletism, se axa pe marș și așa am ajuns și eu să antrenez această probă, deși în Cluj nu se practica deloc. Eu am practicat probe scurte, 100, 200, 400, dar am continuat tradiția locală și, într-adevăr, aici și condițiile pentru probe tehnice nu prea sunt. Probe scurte și probe tehnice, neavând sală iarna, se poate lucra în afară, deci condiții sunt numai pentru probe de anduranță. Așa că am continuat și eu cu marșul, cu tradiția locală de aici, cum ziceam, și am obținut niște performanțe destul de bune. O să ajungem și la performanțe, dar întâi de toate vreau să vă întreb, din câte am auzit eu, este marșul cea mai grea probă din atletism? Toate probele sunt foarte grele, depinde la ce nivel vrei să ajungi. Într-adevăr, marșul este o probă foarte dificilă și prin lungimea probei, dar și prin faptul că este o probă unde arbitrajul joacă un rol foarte important, fiind singura probă unde te poate descalifica pe criterii de tehnică. De aceea trebuie să fii foarte atent nu numai la performanță, ci și la tehnica de marș,
pentru că deși poți să fii primul, te poate descalifica și atunci ai, totul s-a terminat. Care au fost primele performanțe notabile, să spun așa, în cariera dumneavoastră? Băi, primele performanțe pe plan național le-am obținut începând cu anul 1990. Din 1994 am început să antrenez și în cadrul lotului național, având pe câmpian Orica, care în... Participantă la Jocurile Olimpice, de altfel. Participantă la 3 ediții ale Jocurilor Olimpice, la 4 ediții la campionate mondiale, europene, cupe mondiale, cupe europene, dar ea în 1994 a debutat în arena internațională odată cu campionatele europene de sală de la Paris, unde a obținut locul 9, deci la debutul, în debutul la o mare competiție, urmată după aceea campionatele europene de la Helsinki de vară, și după aceea în fiecare an, în funcție de ce mare competiție era. Deci în atletism nu există decât o singură mare competiție într-un singur an, deci ori Jocuri Olimpice, ori campionate mondiale, ori campionate europene. Plus, mă rog, Cupa Europei sau Cupa Mondială, care e tot o competiție de amploare. Spre deosebire de alte sporturi, la marș, cupele acestea sunt campionate mondiale sau europene, având concurenți din cei mai buni concurenți de pe continent sau din lume. Spre deosebire de alte sporturi, unde aceste cupe sunt organizate pe etape, unde nu participă toți mari sportivi ai probei. La marș este de fapt un campionat mondial sau european. Câte sportive aveți la ora actuală în lotul dumneavoastră? Acum am 10 sportive de performanță. Să le numerăm. Da, păi începem cu Rodean Ana, una dintre cele mai bune sportive ale județului în ultimii ani, care a participat și anul ăsta la Cupa Mondială de Marș, este campionă națională, anul ăsta este campionă balcanică, anul ăsta, și încă păstrează șanse de calificare la Jocurile Olimpice. Să vedem acolo. Să sperăm. După aceea Alina Boholțan, pe care o antrenez chiar de la început, am depistat-o în 1992, a practicat la început marșul, acum de câțiva ani a trecut pe probe de alergare, 10.000, semi-maraton, alergare montană, chiar mâine pleacă la campionatele balcanice de alergare montană. Care, din câte știu eu, nu este tocmai proba ei și totuși o practică. Da, aici nu ne axăm exact pregătirea pe alergare montană, pentru că ar trebui să stăm numai pe dealuri, pe la munte. Aici, până Alba Iulia, trebuie să ne adaptăm condițiilor locale. Am două sportive, rămânând la senioare, două sportive care de anul trecut se află sub pregătirea mea, Duță Roxana și Ologu Andra, tot așa pe probe de 10.000 de metri și semi-maraton și cross. Trecând la junioare, le nominalizez pe Acatrinei Maria, Acatrinei Mihaela, Molnar Maria, Molnar Bianca și Stoia Gabriela, toate fiind eleve la liceul sportiv și având dublă liste mare cu Clubul Unirea. A Catrinei Miela, care a obținut ieri, alaltăieri, sâmbătă, titlul de vicecampionă națională școlară. O evoluție bună având la acest concurs și Stoia Gabriela, locul 5 la 400 de metri, și Neag Maria la... de ea cred că am uitat, Neag Maria la 10.000 de metri marș. Deci ne aflăm într-o perioadă de plină de competiții. De asemenea, ieri a concurat și Rodean Ana la semimaratonul internațional de la București, obținut un rezultat bun, locul 4, cursa fiind câștigată de o reprezentantă a Africii. A contat pentru baremul de Olimpiadă, proba la care... Nu, ea a alergat acum de plăcere la o probă pe care nu-i proba ei, deci nu la marș, la semi-maraton, alergare pe șosea,
Deci a alergat așa pentru plăcerea ei. Deci cam acestea sunt sportivele din grupa de performanță. În momentul când Norica, campioană, a participat la Olimpiade, ați însoțit-o? Ați fost cu ea? Am însoțit-o doar la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004. La Jocurile Olimpice de la Atlanta din 1996 și Sydney 2000, nu am fost prezent. Și cum a fost să fiți pe stadionul olimpic, să o vedeți pe Norica alergând? Bine că nu a fost tocmai pe stadion. Da, startul a fost de pe stadion și sosirea a fost tot pe stadion. Da, într-adevăr, e o senzație extraordinară, e un stadion fabulos, atmosfera extraordinară. Mai ales să știi că ai... Da, este o emoție în plus, chiar foarte mare. A fost frumos, foarte frumos, dar după cum zicea și ea, o senzație extraordinară a avut-o la Sydney, unde permanent în stadion erau 90.000 de spectatori. Și de dimineață până seara, la orice probă, erau acolo, aplaudau, se bucurau de tot ce se întâmpla acolo. Din spusele fetelor, știu că dumneavoastră sunteți un antrenor un pic mai temperamental. Se poate face performanță dacă nu punem un pic osul la treabă și dacă nu zbierăm puțin, cum s-ar spune? Păi, s-ar putea să se poată, pentru că, în general, sportivii sunt oameni foarte serioși și fac din pasiune ceea ce fac. Își asumă toată această muncă foarte grea, dar într-adevăr din când în când trebuie ținuți în priză și admonestați atunci când mai greșesc. Nu trebuie să fie asta o linie de conduită. Într-adevăr, sportul de performanță presupune foarte multă seriozitate, disciplină. Deci, dar în general, ele participă conștient la toată activitatea asta. Deci, numai foarte rar e nevoie să intervin în forță. Ați avut sportive calificate la Olimpiadă, la campionate europene, mondiale. Ce vă mai poate surprinde în cariera de antrenor acum? Provocări sunt tot timpul, deci chiar și cu un sportiv începător, dacă obține o performanță bună, este o mare satisfacție. Nu neapărat Jocurile Olimpice sau campionatele mondiale sunt singurele satisfacții. Chiar și un campionat național la juniori 2 sau 3 îți poate da multe satisfacții. Deci fiecare nou sportiv înseamnă o nouă provocare. Planuri de viitor, ce planuri aveți cu fetele? Păi, ce le-am avut întotdeauna, performanțe cât mai bune. Tocmai într-adevăr, ceea ce a obținut Norica Câmpian și chiar și Grozana Maria, care până în 2004 s-a pregătit cu mine, e greu de egalat sau de depășit. Așa sportiv deosebit, poate ai norocul să-i prinzi odată în viață. Dar important e că atunci când îi găsești să scoți din ei tot ce se poate scoate în materie de performanță, fiecare la nivelul, la posibilitățile lui. Deci să nu se piardă talentele, să le duci cât mai departe după posibilitățile fiecăruia. Alba Iulia întotdeauna a fost un oraș, din câte cunosc eu, în care sportul, mai ales atletismul, era pe locuri înalte. Nu? Nu pot să spun că atletismul în Alba Iulia a avut o mare tradiție. S-a făcut performanță și... S-a făcut... Da, dar nu ne putem compara cu marile orașe, cu tradiție de 100 de ani în atletism, cu 30 de antrenori de atletism. Deci suntem departe de marile cluburi,
dar cu puținul care l-am avut și cu mentalitatea de aici, care iar îi cam rămas în urmă, părinții nu-și prea trimit copiii la sport, ceea ce face foarte dificilă selecția. Le-am străduit să realizăm performanțe cât mai bune cu sportivii pe care am reușit să-i convingem să practice sportul de performanță. Ei, nu mai este mult până la Olimpiadă și suntem foarte aproape de a trimite din nou reprezentanta a județului, a orașului, acolo. Eu o consider o performanță notabilă. Da, bineînțeles, orice participare la un comitet de asemenea nivel este o performanță. Și o și mare foarte aproape să trimitem două sportive din câte cunosc. Da, acum să vedem ceea ce se va hotărâ la nivelul Comitetului Olimpic Român. Într-adevăr, Rodean Ana deprinde de 3 ori în acest an baremul B de participare, nu însă și baremul A. Țara are drept de să trimită și cu baremul B. Asta rămâne la latitudinea Comitetului Olimpic și cred că și a Federației de Specialitate. Într-adevăr, Ana Rodean, Ana Maria, după câte am auzit, li s-a cerut măsurile de echipament, a venit și controlul doping preventiv, trebuie să fie testate de câteva ori până la Jocurile Olimpice. Deci ceva semnale sunt. Acum să vedem ce se va hotărâ. Să sperăm. Sperăm, sigur, sigur, și ne pregătim. Dacă nu vom avea participante, nu ar fi o tragedie să nu avem la Olimpiadă. Dar, cum a spus dumneavoastră, aveți junioare bune, aveți și senioarele care sunt bune. Care sunt următoarele ținte pe care le atacați? Pentru că bănuiesc că și la baza clubului și dumneavoastră puneți niște obiective, nu? Da, în ceea ce privește Jocurile Olimpice, într-adevăr, am avut reprezentante la ultimele 4 ediții. Ar fi frumos să nu întrerupem șirul acesta. La junioare, pentru anul viitor, am speranțe de participare la o competiție mare anul viitor, fie cu Acatrinei Mihaela, fie cu Molnar Bianca sau cu amândouă. Una va fi junioare 1, una va fi junioare 2. Deci avem pentru ce ne pregăti. Totuși să ni se ofere și să beneficiem de resursele materiale necesare pentru a putea accede la astfel de competiții. Că în ultimul timp, cu părere de rău, trebuie să spun că situația materială se îndreaptă spre dezastru. Nu mai avem bani de nici măcar de susținătoare de efort, de acele vitamine, de indemnizații de efort, de mă gândesc că nici de cantonamente nu o să fie dacă situația va continua în același sens. Da, problema pare a fi la nivel național, nu numai la nivelul local. Bine, asta e starea generală a țării, a economiei, a sportului, dar în ultimul timp nu ne-am putut plânge aici în Alba Iulia, la Clubul Sportiv Unirea. Am avut condiții bune, zic eu, cam tot ce ne-am dorit. Dar în ultima perioadă, în ultima lună, două luni, dintr-o dată subit s-au terminat toate resursele materiale și performanța va avea cu siguranță de suferit. Cum putem numi mai bine ceea ce faceți dumneavoastră, antrenoratul, hobby sau stil de viață? Da, poate și una și alta. Într-adevăr, îți captează multe din resursele tale, dar e o muncă care îți dă satisfacție și de aceea nu ți se pare o muncă grea. Într-adevăr, nu ai weekend-uri, ai văzut și azi sărbătoare și ieri a fost și am venit la muncă, dar
Dacă obții rezultate, toate acestea se uită, rămâne numai bucuria succesului, satisfacția asta care nu prea întâlnești în alte meserii. Deci aici eu zic că e un mare avantaj. Rezultatele muncii se și văd. Da. Și eu zic că asta e un lucru important în viață. Ce alte hobby-uri mai aveți? Nu pot să zic că am niciun hobby în afară de meseria asta de antrenor. Deci v-ați care, păi, da, când ai o astfel de meserie, nu prea mai încape alt hobby. Da. Păi mulți spun, mi-mi place să călătoresc, mi-mi place să citesc, mi-mi place să... Da, bine, acum în meseria de antrenor și călătorești. Bine, nu în scop de relaxare, deși mi-ar fi plăcut, deplasările cu un anumit scop și cu un anumit stres. Dar, într-adevăr, de citit, ai mai mult timp în cantonamente. Acolo, într-adevăr, devorez cărțile, că între antrenamente nu prea ai ce să faci. Acasă nu prea ai timp nici de citit, că sunt alte probleme și casnice și de altă natură care îți cam umple ziua, mai ales că noi avem antrenament și dimineața și după masă, iar între cele două antrenamente sunt alte probleme de rezolvat. Seara trebuie să-ți o mai dedici și familiei. Da. Ce alte sporturi mai urmăriți în afara atletismului? Urmăresc și tenisul de câmp, îmi place foarte mult să-l urmăresc. Sunt ceva surprize anul acesta la Roland Garros, dacă tot am ajuns aici? Da. În orice sport, surpriza face parte din joc. Mai dezolant este că am rămas fără români. Păi de la Ilie Năstase și Ion Țiriac n-am mai avut jucători în fazele superioare ale marilor competiții, mai ales la comițiile de Grand Slam nu s-a pus problema. Vine în curând Turul Franței, care nu-l pierd niciodată. Euro 2012? Fotbalul urmăresc, dar numai la acest nivel mai ridicat. La nivel, da, la campionat nu prea nu mă uit la campionat intern, dar la mondiale europene câte o cupele acestea fazele superioare acolo mă uit. Handbalul îmi place are foarte mult, mai ales când am avut performanțe, acum din păcate sunt scădere și acolo. Și basketul da. Îmi place. Avem o echipă destul de bunicică la noi. Foarte bună, chiar a fost o mare surpriză. Acum important e să rămână, că după câte am auzit vor pleca câteva jucătoare. Nu știu dacă antrenorul mai rămâne, a fost numit și antrenor secund la echipa națională. Da. Și într-adevăr la jocurile sportive trebuie asigurat un buget consistent, ceea ce e destul de greu pentru un oraș ca Alba Iulia, dar să sperăm că se vor găsi resursele necesare să se continue această treabă foarte bună care a început aici. Per ansamblu, orașul nostru, județul nostru, este totuși pe locuri fruntașe în materie de sport. Avem basket, atletismul... Da, judo avem, am box care a trecut printr-o perioadă dificilă, dar acum a venit ca secție la noi în club și sper că domnul Paștiu să reînnoade performanțe care le-a avut odată cu boxerii lui. Da, nu e o paletă foarte largă de sporturi cu performanțe, dar la cât sunt câțiva oameni inimoși care își pun amprenta asupra sportului pe care îl antrenează. Se pare că am făcut și turul stadionului, ne-am încadrat în timp, poate ne vom și califica și noi. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă mai așteptăm în emisiunile Alba TV. Vă mulțumesc și eu. Acesta a fost invitatul nostru, domnul Gabriel Avram, pentru Săptămâna Sportivă. Eu vă mulțumesc și vă dau o întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a Săptămânii Sportive. La revedere!